Bună seara, dragi prieteni, sunt Mihaela, sunt alături de Romulus de la Wildland. Bună, Romulus! Bună! Cum a fost meciul? Cum să fie, un meci cu două reprize total diferite. Prima repriză dominată cap-coadă de noi, a doua repriză dominată cap-coadă de ei. De ce i-ați lăsat să întoarcă scorul? Sincer, nici nu știu. Una am vorbit la pauză, am intrat în a doua repriză, le-am intrat lor imediat golul ăla și după aia ne-au luat la pressing de sus, au băgat și piciorul tare, dar regulamentar. S-au speriat băieții, nu înțeleg ce s-a întâmplat și a venit și prima asta înfrângere în liga prieteniei. Și în cupă și în campionat. După primul lor gol v-ați demoralizat? Nu. Aveam 3-1 la pauză, am intrat cu 3-1 a doua repriză, a venit 3-2. Nu aveam de ce să ne demoralizăm. Cred că demoralizarea a venit undeva la 3-3, 4-3 pentru ei acolo. S-a schimbat ceva total, că n-am mai recunoscut echipa. Deci nu i-am recunoscut pe ai mei. Nu știu ce s-a întâmplat. V-a motivat în vreun fel înfrângerea? Cu siguranță, dar oricum se joacă și returul. Dar o înfrângere oricum e dureroasă, mai ales când pierzi de maniera asta, când duci cu 3-1 și pe aia să pierzi cu 5-3, deci este chiar n-am întâlnit până acum. Ai remarcat pe cineva de la echipa voastră? De la echipa noastră, din moment ce pierzi, nu poți să mai spui că ai remarcat pe cineva. Nu, n-am remarcat pe nimeni, absolut pe nimeni, de la echipa mea pe nimeni. De la echipa lor să spun că toți au jucat și chiar s-au dăruit, de asta au și câștigat, că s-au dăruit toți. Pe viitor, ce planuri ai pentru echipă? Pentru echipă, ce planuri avem? În primul și minut să terminăm o dată cu greșelile astea personale pe care luăm gol și să ne dăm seama că ăsta este un teren mai mic și nu putem să ieșim cu mingea în dribling, să dăm drumul mai mult la pase. Față de terenul din Rahova este mai mic, acolo îți permite să faci un dribling două. Aici, fiind terenul mai îngust, să dăm drumul la pase din prima, dar se pare că n-am înțeles chestia asta pe terenul ăsta și de asta și prima înfrângere. Îți mulțumesc foarte mult, mult succes, vădere și o seară frumoasă! Mulțumesc și eu, la fel! Nu uitați să dați like pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial ligaprieteniei.com. De asemenea, mulțumim sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. Vă pup!